eu sunt Anca și mi-am făcut aici setup de vlogger la Rocket Space, ca un vlogger adevărat profesionist ce sunt și ce am fost dintotdeauna. Astăzi, ca un vlogger adevărat profesionist ce sunt și ce am fost dintotdeauna, vom face un video extrem de original. De fapt, poate chiar este original, pentru că nu cred că am văzut la cineva să fi făcut vreodată asta. Și anume, vom reacționa la melodii pe care mi le-ați trimis voi. Alaltieri eram super plictisită seara la mine în camera acasă și căutam muzică nouă, așa că v-am întrebat pe Insta să-mi lăsați melodii faine, să mi le împărtășiți. Și am primit sute, mult mai mult decât aș fi putut vreodată să reacționez la ele pe story și multe dintre ele sunt chiar foarte bune, multe dintre ele nu le-am ascultat, așa că astăzi vom reacționa la melodiile pe care vi le-am primit de la voi pe Insta Story și Doamne ajută să nu-mi iau copyright la acest video, mulțumesc frumos! Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, ce faceți cu viața voastră? Hello, Anca Broască aici! Postez și interacționez cu voi cel mai mult acolo și pe TikTok, It's Anca pe TikTok, singura rețea de socializare pe care încă mă numesc It's Anca. Ok, melodii, reacționăm la melodii. Bad Guy de la Billie Eilish. Cred că asta e una din melodiile alea care au fost făcute pentru a fi underground, dar au popped și acum toată lumea o ascultă. Bine, cui nu-i place? Serios acum? Ia să mai vedem. We Fell in Love in October de la Girl in Red, pe care mi-a trimis-o foarte mulți dintre voi. My girl. Melodia asta o știu de pe TikTok. Mi-ar fi plăcut când aveam 15 ani. Bine, îmi place și acum. Nu-mi place faptul că multă lume uită să se gândească la substratul melodiei și o ascultă într-un mod foarte superficial, iar hipsterul din mine urăște superficialitatea. Sad But True de la Metallica. Cool. Următoarea. Asta e. Everybody do the things we do before. 10 din 10, una din cele mai bune melodii făcute vreodată și nu sunt absolut deloc ironică, chiar e una din melodiile mele preferate în momentul de față. Ia să vedem. Asta nu o știu. Hit and Run de la Francisco Novotny. Nu știam pe asta. O să o salvez. Îmi place. Punct. Next. Iubesc melodia asta din tot sufletul meu. Fun fact, când am fost la Bran în urmă cu 2 săptămâni și dacă n-ați văzut vlogul de acolo, ce faceți? Dați aici în anotare și în descriere și uitați-vă la el că e foarte tare. L-am cunoscut pe Florian Rus și eu știam melodia, dar eu nu mă uit niciodată la videoclipuri. Și am făcut eu niște gafe pe acolo cu niște artiști, că nu știam eu cine e și m-am făcut cumva de râs, pentru că eu sunt o persoană destul de socially awkward în unele situații. Și după mi-am zis că dacă nu știu pe cineva cine este mai exact și ce cântă mai exact, nu întreb. Și m-am înțeles super bine cu Florian Rus cât am stat acolo, dar nu făceam conexiunea că el cântă melodia asta, deși știam că știam de undeva. Și după ce am plecat mi-am dat seama că, man, el cântă melodia asta, e superbă. Hai să vedem ce ne mai dă lumea. Lumea ne mai dă Daddy Issues de la The Neighborhood. Mama, asta e melodia pe care eu o ascultam când eram în clasa 10-a și mă consideram little girl with daddy issues. Și acum nu mai ascult The Neighborhood, nu știu de ce, m-am distanțat, așa nu mai place. Dar se poate să nu primesc eu și melodii din astea? Vino, fii atentă. Ea este amica mea, Alina. O să vă las Instagramul ei în descriere. Ia, pune și pe fundul un pic aici. Deci, defecțiuni tehnice, deci fii atentă. Da. Eu acum reacționez la melodiile pe care le-am primit pe Instagram de la oameni. Vrei să reacționăm împreună la o melodie? Da. Mulțumesc pentru bună atenție. Asta, mai bună. Vrei una? Hai că mai hai mai încă una. Deci asta e o melodie cântată de Gașca Zurli, dar nu îmi sună a muzică de copii. Și mai avem, bineînțeles, melodia mea. Having a good time.
Asta îmi place, asta îmi place. Asta e superbă, e Queen, my love. Bună, Alina, îți mulțumesc mult cu pentru prezență în acest video. Acum pot să plec. Să luăm o melodie de throwback. Hai și tu în vlogul meu, vrei și tu în vlogul meu? Mai avem aici oameni care se plimbă și încearcă să nu mă deranjeze. El este Alex. O să apară și Instagramul lui în descriere. Hello. Alex salută oamenii. Hai, hello, vrei people. Să reacționăm la o melodie împreună? Da, hai să vedem ce ascultăm. Oh my god, stai așa să găsesc, să găsesc ceva, dar nu-ți arăt ce. Stai așa să caut. Oh, perfect. Nice. Favorite song de Christmas. Da, dar încă nu e Christmas. Bine, Alex, îți mulțumesc pentru prezență. Poți să pleci și tu. Hai să continuăm cu... Ce mai avem noi pe aici? Hai să luăm ceva ce nu știu. I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one, get RP up on a whitey. Keep my hands clean, got some haters moving shicey. Asta e o melodie foarte simpatică, dar nu știam. Mie nu-mi place trap-ul în general, dar girl trap pare promițător. Hai să mai luăm una. Treacherous de la Wallows. Știu de Wallows că e trupa în care cântă actorul din 13 Reasons Why. Dar nu cunosc melodia asta. Treacherous Doctor. Ia să vedem. Asta e genul de melodie pe care o ascult. Mi-mi plac foarte mult trupele astea care sună retro, sună indie sau care chiar îs retro. Bine, ăștia gen recenți, dar hai să mai punem încă ceva. Fiți atenți aici și lăsați-mi în comentarii dacă v-ați uitat la clipul meu anterior și dacă nu v-ați uitat la clipul meu anterior, cum a intrat în descriere să vă uitați? Pentru că... Astea nu-s vocile lor din film. Astea nu-s vocile lor din film. Ce se întâmplă? Trecem peste acest moment și o să luăm următoare. Asta nu știu. Ia să vedem. Princesses don't cry, they're carries. Melodia asta ar trebui să fie populară pe TikTok. Hei, știu ce voi face după acest video. Trică, trică! Trică, trică! Trică, trică! Trică, trică! Trică, trică! Melodia asta este deja populară pe TikTok. Ce e asta? Se iau niște trap românesc, care e cam singura categorie muzicală pe care nu o ascult deloc. Că nu e că nu o apreciez, nu simt că nu mi se potrivește mie ca persoană și ca personalitate, dar văd hype-ul oamenilor din jurul meu. Ok, hai să luăm așa. Stupid, asta nu o știu. Și asta e de pe TikTok, man! Deci se pare că mulți dintre voi sunteți pe TikTok, știți ce aveți de făcut? Follow me on TikTok după video ăsta, mersi! Hai să punem asta. Sunt un jupân! Vân, 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 vân! Vân, 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 vân! Mama, asta era pe ceva casetă, casetă din aia micuță de asculta muzică cu o compilație de când eram mică acasă. Era una din melodiile mele de când aveam 3 ani, Anca de 3 ani, acolo. Nu știa ce zice, dar era vân vân. Și cam astea au fost o parte din melodiile pe care voi mi le-ați trimis. Nu toate, pentru că au fost foarte multe. Și vreau să-mi ziceți dacă vă place genul acesta de video, dacă vreți să mai fac videouri de acest fel. Lăsați-mi la comentarii sugestiile voastre, chiar vreau să interacționăm cât mai mult aici. Să fim noi o adevărată familie. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați un comentariu, asta am zis deja, cu sugestii, etc. Și dacă doriți să vedeți mai multe, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, sunt foarte activă acolo și încerc să țin mereu comunicarea eficientă cu voi și să vorbim, să povestim, să fim noi toți împreună acolo, cu o adevărată familie din oasea asta. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios!